Zeci de profesori din toată țara au fost prezenți astăzi la workshop-ul ce a avut ca temă rebranduirea personală. Aceștia au putut învăța atât metode ce pot fi aplicate în clasă, cât și metode de autocunoaștere. Proiectul a început în urma unor cursuri pe care noi înșine, Ioana și cu mine, le-am urmat și ni s-a părut o idee fabuloasă să-i aducem pe oameni din toată țara, niște speakeri fabuloși, să-i aducem aici pentru cadre didactice și nu doar. Avem ateliere de inteligență emoțională, de facilitare grafică, de construirea unui brand personal, tocmai pentru că vrem să producem o schimbare. Este foarte important pentru un profesor cum se prezintă în fața elevilor și în fața părinților, ce credibilitate are el. Cred că învățăm cum să ne cunoaștem mai bine pe noi, în primul rând, pentru a reuși să ne îmbunătățim abilitățile. Mă bucur să fiu astăzi alături de acești minunați colegi care și-au rupt din timpul lor liber și vreau să vă spun că noi, eu împreună cu a mea prietenă, venim tocmai din Galați pentru că ni s-a părut un curs extrem de incitant și până în acest moment am învățat un plan de rebranduire a noastră, pentru că noi, profesorii, permanent suntem dispuși să învățăm, să ne updatăm mereu unor nouă. Mă bucur foarte mult să găsesc atâta deschidere pentru un proces de construcție de brand, de fapt. Acesta este subiectul acestui workshop. Învață într-adevăr să se cunoască mai bine, să comunice mult mai eficient, să înțeleagă cum sunt percepute de către cercul apropiat și de către mass media și să remedieze punctele care pot fi îmbunătățite astfel încât ceea ce își doresc să transmită să fie perceput ca atare. Noi în management le spunem, de fapt, arii de dezvoltare. Sună urât puncte slabe, adică ești slab, ești, nu ești bun. Noi le spunem arii de dezvoltare. Atelierele durează între 3 și 6 ore, iar prețurile variază între 30 și 100 de lei.